Slăviți să fie Domnul! Amin. Și pentru mine este o bucurie să văd atât de mulți tineri, băieți și fete adunați într-o sâmbătă, într-o biserică atât de călduroasă și la propriu și la figurat. Atât de mulți tineri sâmbătă merg în alte locuri, în cluburi și nu mai știu unde. Copiii Domnului, băieți și fete, la vârsta frumuseții maxime, a energiei depline, ați ales să fiți la biserică. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Dragii mei, noi tinerii, încă mă consider tânăr, chiar dacă nu sunt chiar așa tânăr ca voi, în generația asta a tinerilor, la voastră, știu că voi vă alegeți foarte multe modele. Aveți și voi reperele voastre. Ba chiar sunt unii care aveți postere în cameră. Mai ales când e vorba despre muzică, de artiști, aveți artistul preferat, artista preferată, aveți unii postere, aveți alții pus pe telefon, alții, cel puțin, ne ascultați foarte mult. În această seară, eu aș vrea să vorbesc despre închinare. Unul dintre cele mai fierbinte subiecte din biserică. Sunt convins că nu avem aceeași părere toți care suntem aici. Așa că noi intrăm în detaliile foarte picante, ne ținem de principiile de bază și încercăm să ne întoarcem la Scripturi. Amin? Amin. Nu știu care este reperul tău, de cine îți place cum cântă. Dacă m-ai întrebat pe mine, dă-mi un nume, dă-mi un portret, arată-mi un poster al unui artist creștin de care îți place, nu știu pe care l-aș alege. Nu prea mă pricep la astea. Însă m-am uitat în Scripturi și am găsit aici, dacă vreți, posterul, portretul unui cântăreț după voia lui Dumnezeu. Nu știu ce-ți place ție, nu contează ce-mi place mie, am găsit în seara asta unul despre care a zis Dumnezeu. Foarte important. Iată un om, cum? După inima mea. Despre David a zis Dumnezeu că e un artist după gusturile lui. Haideți să vedem, dragii mei, cum arată adevăratul artist din perspectiva lui Dumnezeu. Cum trebuie să fie un cântăreț după placul lui Dumnezeu? Și hai să facem o comparație între David și posterul pe care l-ai promis. Între David și trupa, am zis, zice trupă, sau știu bandul, sau grupul, sau știu, artistul pe care tu asculti în mod regulat. Să mai seamănă muzica pe care o asculti tu cu ce se vede aici în Scripturi? Bine, spune așa. Primul lucru. Versetul 6. Poruncească numai Domnul nostru. Robii tăi sunt înaintea ta, ei vor căuta un om, primul lucru, care să știe să cânte. Versetul 18 se repete ideea. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul. Și prima trăsătură, care știe să cânte. Deci care e prima trăsătură? Cântărețul trebuie să știe să cânte. Pare nonsens, nu? Dar ați văzut în biserici oameni care vor să cânte, dar nu știu să cânte. Sunt? Unde găsim? La worship fails? La... cum le zice la el alții? Mai este un site așa care râde toți și de noi, predicatorii. Lăzbâte, așa. Așa. Păi, na, ai vrut și tu, dar nu știi. Și râde o țară întreagă. De ce? Pentru că nu știi. Dragii mei, în primul rând, orice om care slujește pe Dumnezeu în domeniul muzical, trebuie să aibă talent. Asta înseamnă știe să cânte. Unde nu este talent, nu poate exista slujire muzicală. Să nu vă supărați, dar e plin internetul de frustrați. E plină biserică de frustrați care vor să se afirme în biserică.
Oameni ratați în carieră, oameni ratați prin școală, oameni cu familii cu complexe, oameni săraci care au găsit că biserica este locul sau rampa lansărilor personale. Au un telefon în față, îți transmisiune live, se simt și ei un pic de vedete în micul ghetou penticostal, să mă iertați. Dragii mei, în biserică să cânte cine știe să cânte. Amin. Dacă nu știi, îmi pare rău, nu-i vina mea. Frații mei, aici Dumnezeu își manifestă suveranitatea. Amin. Prin faptul că El încă dă darul la cine vrea și cum vrea. Credeți-mă, dacă n-ar fi așa și biserica ar împărți daruri, biserica ar fi fost o afacere grozavă. Dar câtă vreme Dumnezeu încă dă darul la cine vrea, își manifestă suveranitatea. Că dacă am putea noi păstori am dat la copiii noștri, dar nu putem. Era o prorocie undeva într-o biserică, la auzeam, de fapt știu și unde, atât de dracu și coitorul vestea, este prieten, că în seara asta Dumnezeu dă un dar de prorocie. Și el s-a gândit, mă, sigur e fiică mea. Și când acolo o fată dintr-o familie săracă, anonimă, o prorocit pentru prima oară în seara aceea. Pentru că Dumnezeu dă darul la cine vrea. Slăvit să fie lume. Stimată domnișoară, drag tânăr, dacă Dumnezeu nu ți-a dat voce, înseamnă că Dumnezeu nu vrea să slujești prin cântare. La pocăiți nu merge hip-hop-ul, deci e clară treaba. Dacă nu știi să cânți melodia, apucă-te de psalmi, apucă-te de predică, apucă-te... muzica nu-i pentru tine. Domnul să ne binecuvânteze, da? Binecuvânteze. Cei care sunteți frustrați, cei care vreți să fiți, dar... liniștiți-vă, Dumnezeu nu ți-o dat dar, pentru că Dumnezeu nu are plan să te folosească în domeniul ăsta. Și asta e valabil și la predică. Punem prea adesea oameni care vor să predice, dar nu știu să predice. Frații mei, prin faptul că Dumnezeu dă darul, El e suveran, El cheamă pe cine vrea, nu încerca să dai din coate, nu încerca să copiezi. Văd oameni care simulează perfect, învață predici de pe internet, alții poziția, felul în care ține microfonul, negativul, stația, dar el n-are talent. Asta nu e o perspectivă lumească. Nu vorbim de elitism, mai de oameni mega talentați. Dumnezeu primește lauda oricărui om. Că aici este oarecum șmecheria diavolului. Frate, Biblia spune că oricine are inimă bună. Frate, Dumnezeu se uită la inimă, nu la voce. E adevărat, în primul rând la inimă. Și Dumnezeu privește la jertfa mea prin prisma inimii, prin prisma caracterului, prin Hristos și o vede perfectă. Dar când slujim în adunare, nu slujim doar pentru Dumnezeu. Cine are inimă bună să cânte la duș. Cine are inimă bună să cânte acasă, în biserică, să cânte cine știe să cânte. Pentru că nu slujim doar lui Dumnezeu. În biserică slujim și oamenilor. Și este o insultă pentru urechile noastre fine atunci când tu vii și cânti fals în biserică. Iartă-mă! Este o insultă, este o batjocură, nu înțelegi că nu ești chemat și trebuie eu să rabd o oră cântările false și să rabd încă o oră predicatului nechemați, pentru că unii oameni în biserică n-au înțeles că Dumnezeu prin talentele care le dă sau nu le dă, El face o selecție naturală. Cum zice David, una supranaturală. Slavă Lui. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Cei care știți să cântați, cântați. Cei care nu, încă este loc la predică, la recitat psalmi, la recitat poezii și alte departamente. La cântare să cânte cei care știu să cânte. Seara aceasta poate că sunt unii jigniți, dar trebuie să fim realiști, adevărul te face slobodă. Auzeam că mai nou este chiar la modă, chiar aici la voi, la Timișoara, am auzit pentru prima oară acest fenomen. Părinții la 18 ani, la copii, nu le mai cumpără mașini, nu le mai cumpără cadouri scumpe, le fac un videoclip. Este cadou perfect în generația asta, nu știu cum vă numiți voi, Z sau care mai fi după Z. Generația Apocalipsei probabil urmează. Vor să-și facă videoclipuri, toți frustrați. Părințile cumpără de toate. E cel mai bun video, așa, cameraman, cel mai bun regizor, cel mai bun negativ. Îți corectează și vocea, aproape că te face o mică vedetă fără să știi să cânți. Se corectează absolut tot și există foarte mulți adolescenți care se dau un spectacol pe YouTube făcându-și videoclipuri, dragii mei.
mai ales muzica, mai ales închinarea, are o legătură strânsă cu un talent special. Că de vorbit toți mai știm să zicem ceva dintr-un psalm. Dar când e vorba de cântare, trebuie să-ți dea Dumnezeu ceva. Acel ceva este baza. Ei se pleacă. Dacă n-ai dat la Dumnezeu acel ceva, Dumnezeu nu te cheamă la lucrarea asta. Slavi să fie nou. Bun, mai departe. Trebuie să știe să cânte. Deja selecția e făcută. Câțiva deja au căzut test. Că nu știu. Am un prieten care, eu am făcut predicatorul că habar n-am muzică. Îmi spune, la 20 de ani am aflat pentru prima oară în viață că de fapt corul cântă pe voce. Atât e de surd încât el nu realiza așa că nu te pune pe înălțime. Și când ne-au pus la botez să cântăm o cântare, tot la 20 de ani, o zis, tu cânti la voce aia, tu așa zice, dar cum? Corul cântă pe voci? El la botez, la catechez, au aflat că, de fapt, corul cântă pe voci. De 20 de ani în biserică, l-au auzit numai o voce. Deci, clar, vocea era... Și astăzi e și păstor, e și cunoscut, nu mă dau numele că-l cunoașteți toți. E celebru cu predicile, da? Slavă Domnului, nu a fost loc la cor, nu prea auzea bine, dar slavă Domnului că la predică merge foarte bine. Domnul are un plan cu tine. Dacă nu ești pentru cântare, sigur Domnul te vrea poate la darul vindecărilor, poate la prorocie, poate misionar în Uganda, dacă nu contează cum cânți. Domnul să te binecuvinteze. Pe tine care vrei să cânți, dar nu știi să cânți. Și pe cei care știu să cânte, Domnul să-i binecuvinteze și mai mult în seara asta, că în seara asta e despre ei. Și nevoie de oameni care știu să cânte în biserică. Dar începem cu naturalul, cu talentul. Ăsta l-ai sau nu-l ai. Nu se câștigă făcând canto, nu se câștigă mergând la Ion Vidu. Talentul ai sau nu-l ai. Și dirijorul îți va spune dacă l-ai sau nu. Al doilea lucru. Spune cuvântul aici în 1 Samuel capitolul 16, versetul 17. O nuanță puțin diferită. Saul a răspuns slujitorilor săi. Găsiți-mi dar un om care să cânte bine. Nu-i totul acu știe să cânte. Păi nu-i chiar totul. Dar care e diferența între știe să cânte și cântă bine? Așa, logic. Aveți voie să vorbiți. Poți să știi să cânți și să cânți prost. De ce? Pentru că a cânta bine înseamnă știe să cânte, talent plus multe, multe, multe repetiții. Cântă bine este legat mai mult de calitate decât de talent. Știe să cânte presupune că are talent. Cântă bine presupune că omul este și pregătit. Dragii mei, în al doilea rând, portretul artistului adevărat are legătură cu calitatea. Dragi pentecostali conservatori, vă văd foarte bine regimentați în ce privește exteriorul. Știu că sunt o biserică conservatoare într-o zonă sănătoasă. Nu văd creste, nu văd tatuaje, nu văd cercei, nu văd fuste scurte. Domnul să vă binecuvintească. Arătați, aliniați ca parii de fasole, că vin așa toți la șpargă. Pe exterior sunteți pocăiți toți înăuntru. Numai Dumnezeu știe, Domnul să ne cerceteze și înăuntru. Dar nu vă critic, vă laud, că sunt prea multe probleme cu exteriorul bisericii. Și exteriorul reflectă și interiorul. Însă, dragii mei, dincolo de asta, noi, bisericile conservatoare, avem și noi niște probleme. Mergem foarte mult pe inspirație. Frate, Domnul dă har. Și atâta pregătire, și atâta repetiție, și atâtea schițe, și atâtea predici pregătite. Domnul e cel care dă. Dar ce mai, eu vreau să pun în această seară accentul unde pune cuvântul accent. Oamenii lui Dumnezeu, folosiți de Dumnezeu, sunt oameni pregătiți și oameni care fac o slujbă de calitate. Dragi credincioși, Dumnezeu dorește calitate. David a fost un cântăreț excepțional. Era vorba de calitate. Cât de mult te-ai pregătit pentru astăzi? Știu că spiritualizăm. Frate, am cântat pentru Domnul. Am cântat pe rând și eu vă pot spune care ați făcut repetiție și care nu. Frate, Domnul primește, Domnul, să uită,
la inimă, adevărat. Domnul se uită la inimă. Dar cât de mult ți-o păsa de slujirea ta din seara asta? Sunt grupuri de închinare, sau cum vreți să le ziceți, care se otărăsc la fărul sfert. Ce cântăm? Asta. Așa și merge. Din ce text predicăm? Frate, citește ce vrei tu. Deci un fel de mașină de predicare. Din orice text el și predica-i ca atare. Spiritualizăm mult prea mult, dragi tineri. Și dacă unii bătrâni au făcut gafa asta, vreau să aducem puțină contribuție biblică la tinerii care vin. Amin. Dumnezeu nu onorează lenia și puturoșacul și nepregătirea niciodată. Ascultați-mă, Dumnezeu nu onorează mediocritatea în slujire. Prea multă mediocritate. Prea multă nepregătire. Nu studiem acordurile. Acordeonul cântă un acord, chitara alt acord, organ. Adică fiecare cu gama are. Dumnezeu cred că vrea în generația asta un pic mai multă pregătire. Nu, Dumnezeu nu este onorat de bătaia de joc care este în multe biserici, care cântă fiecare ce vrea și cum vrea, fără nicio noimă, fără nicio, nici gama nu știe. Ia tu după mine, zice, eu încep și tu după mine. Dar ți-e greu să-ți pregătești măcar gama cântării? Se greu să o repeți un pic înainte să nu te bâlbâi când citești de pe caiet? Vii cu poezia în față să o citești pe foaie ca la clasa întâia? Nu ești în stare să memorezi 10 strofe, dar vrei să fii în față, vrei să fii văzut, vrei să fii în slujire. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un pic mai multă calitate. Când e vorba de trup, noi nu spiritualizăm. Când e vorba de Dumnezeu, spiritualizăm. Hai să vă dau un exemplu, dar vă prind acum în propria logică. Eu vă iubesc pe toți cu o dragoste ca lui Hristos. Vă iubesc cu toată inima și să știți că aș vrea să vă ajut. Aș vrea să vă operez pe creier. Păi oricare, dar fac o listă, deschid o listă, cine vrea să fie operat de mine, eu fac operații săptămâna viitoare. Dar n-am făcut școală, nu am studiat medicină, dar am toată dragostea. Și chiar vreau să fac asta. De brișcălit știu. Să tai, cred că m-ar... Deci, după aia, nu știu. Iau o carte de medicină și mă uit să văd care-i creierul min, care-i... Și vă operez. Care dintre dumneavoastră vreți să fiți operați de Emi Vedur? Nimeni, nu? Păi nu, de ce? Cauți un doctor bun care a făcut școală, care s-a pregătit. Băi, e bun, dar este unul mai bun. La Cluj e mai bun, la București este unul. Și te duci la cel mai bun. De ce? Pentru că îți pasă de operația aia, nu? Și când e vorba despre Dumnezeu, slavă Domnului, Domnul folosește oricine. Când e vorba de teologie, toți suntem specialiști. Toți știm, toți am citit, toți cunoaștem. Când e vorba de închinare, la fel. Dumnezeu să-mi dea multă înțelepciune să facem lucrurile cu băgare de seamă și cu calitate. Știe să cânte și cântă bine. Și asta e valabil și la predică. Frații mă întreba dacă predic la amvon sau dacă predic aici. Totdeauna noi, predicatorii, tindem să mergem la amvon pentru că acolo ne putem ascunde mai bine. Pentru că în cultura pentecostală n-am vrut să se vadă astea. Dar în seara asta le ridic în toată biserica. Că m-am săturat de mediocritate și de ideea că Duhul Sfânt îți dă aici. Frații mei, Duhul Sfânt nu-mi dă prea mult aici. 1% Duhul Sfânt mi-a dat acum 10 ani. Și studiez Biblia și scriu și zi și noapte și mă pregătesc. Și să dispară această naivitate confundată cu spiritualitatea că Dumnezeu toarnă cu torceriu în timp ce vii în față. Dumnezeu toarnă când postești, Dumnezeu toarnă când te rogi, Dumnezeu toarnă când stai pe genunchi și studiezi Biblia și te bați cu capul de ea și, Doamne, ce vrei să vorbești poporului tău și când vii pregătit la biserică, Dumnezeu să ne binecuvintează. Pe altă parte, vreau să mai dau un exemplu. Noi ăștia mai slăbuți tindem să invidiem pe aia mai bun. Întotdeauna. Și aud foarte multă cârteală. Dom'le, BPSO, Harvest, ce mă ăștia, vedetism, muzică modernă. Dar nu recunoaștem ceva, noi ăștia mai pocăiți, în ghilimele. Că de fapt oamenii ăștia au calitate. E adevărat?
Pă cine ascultați acasă? Fiți sinceri, păstorul ca și un arhiei. Ce ascultă adolescenții acasă? Frații ăștia care cântă așa încropit la felul ăsta? Nu. Noi ascultăm aceste biserici noi, pentru că aceste biserici noi sunt foarte pregătite. Hai să nu criticăm aiurea, ci să învățăm ceva și să fim mai pregătiți când e vorba despre slujbele noastre. Cu oamenii ăștia au ceva. Odată în viață am vizitat și eu astfel de biserică, eram curios, mă zic, hai să văd și eu cum e live. Și am mers. Am rămas foarte impresionat de pregătire. Predica a fost pregătită extraordinar de bine. Dar măi, dacă noi penticostali, că nu erau penticostali, ăștia care ne lăudăm cu Duhul Sfânt, ne-am pregătit ca ăștia și a venit și Duhul Sfânt peste pregătire, am fi rachetă supersonică. Da, tot îi dăm cu invidia că ăștia sfirești, că-s lumești, că... dar de fapt nu vrem să realizăm că de-aia sunt multe vizualizări, de-aia sunt mulți oameni acolo, de-aia cresc bisericile, pentru că oamenii investesc în calitate. Ori noi spunem că asta Dumnezeu nu are nicio treabă cu ea. Ba da, Scriptura ne învață că Dumnezeu iubește calitatea slujirii. Analizează calitatea slujirii. Avem bază biblică la asta? Știți un pasaj care ne spune că Dumnezeu așteaptă o jertfă perfectă? Unde găsim în Biblia asta? Cel mai frumos text pe tema asta este Maliahi, capitolul 1. Și cuvântul așa. Un fiu cinstește pe tatăl său, Maliahi 1:6. Și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care îi se cuvine? Dumnezeu pare supărat. Dar ce-o făcut ăștia? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștilor, către voi preoților, care ne socotiți, un aspru, care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am ne socotit noi numele tău? Vezi, naivitatea asta care ești la penticostal. Dar Doamne, cu ce am greșit? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Adică ce înseamnă necurate? Că trăiești cu impresia că ai cineva o furat. Nici vorbă, nu-i poate să te furat. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Uite câtă naivitate sfânt. Dar cu ce am greșit, Doamne? Ce anume-i necurat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de... Când disprețuiești slujba. Când disprețuiești pregătirea. Când disprețuiești jertfa. Disprețuiești, încă un cuvânt, cheie. Când aduceți, hai să vedem ce înseamnă dispreț, ce înseamnă nesocotire, ce înseamnă spurcat. De ce numește Dumnezeu spurcată jertfa? Auziți, versetul 6. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă. A, deci jertfa spurcată e când vita e oarbă, nu furată. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, sau bolnavă, șchioapă, bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Și aici să dă un test. Ia două dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seamă? Deci, grea? Deci când jertfa e șchioapă, Dumnezeu consideră că e necurată și blestemată. Deci este pretențios, oameni. Și îmi pune Dumnezeu o întrebare. Bun, dacă tu te-ai purtat cu șeful tău, așa cum te porți cu mine, te-ar ține angajat. Asta e imaginea modernă. Dacă ai merge la școală cum mergi la biserică, dacă ți-ai face temele la școală cam cum te pregătești pentru cântare la biserică, oare ai trece clasa? Noi avem impresia că la oameni contează. La 7 fără un sfert ne trezim. Suntem la servici la fix. Mergem acolo. Să nu stăm 10 ore. Dom'le, să nu mă vadă șeful. Și când venim la biserică, venim la și 10. Nu venim. N-am chef să mă trezesc. Trebuie să slujesc. Și Dumnezeu pune întrebare, dacă tu te-ai purtat la servici cu dregătorul tău în lumea de afară, așa cum te porți la templu, te-ar primi cineva pe tine așa? Și te întreb, dacă tu mergi la servici cum vii la biserică, fii sincer, te-ar ține cineva angajat? Eu nu cred. Dacă astăzi nu mergi la servici, bă, n-am chef să merg la servici. N-am chef să mă trezesc. Așa cum faci duminica. Astăzi mă duc la și un sfert și intru acum în buzunar. Dacă mă duc la și un sfert și azi și mâine la servici, sincer, vă ține cineva angajat? Oameni buni. Atunci de ce Dumnezeu este coșul de gunoi? Recycle bine vieții noastre.
Îi dăm timpul care rămâne, energia care rămâne, facem lucruri atât de urât de la poarta asta încoace, cu nebăgare de seamă. Aș vrea să vă conștientizez, oameni buni, Dumnezeu nu este elitist. Nu este elitist, dar Dumnezeu are pretenția ca jertfa ta să fie întreagă. Slăviți să fie Domnul. Există două explicații foarte importante. Nu, blestemat, spune versetul 14 din Maleahiul. Blestemat să fie înșelătorul. Auzi cât de aspru e Dumnezeu. Unde e problema? Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totul juruiește și jertfește Domnului o vită bolnavă. Deci Dumnezeu nu are treabă cu aia care n-au. Dumnezeu se simte înșelat și trădat când ai și nu dai. Adică Dumnezeu te evaluează în măsura care El ți-o dat. În funcție de darul pe care îl ai. Nimeni nu promovează elitismul. Dacă bisericii acestea progresiste, nu-mi place cuvântul carismatic, nu-mi place nici cuvântul libertin, astea sunt invențiile noastre, ce termeni nejustificați. Nu noi stabilim cine e liber și cine nu. Că întotdeauna noi ne dăm conservator și ăia de care nu ne place sunt libertini. Și noi suntem mai apocăiți și toți care nu ne plac nouă sunt carismatici sau dezidenți. Depinde pe stânga sau pe dreapta. Noi suntem întotdeauna în centru. Însă oamenii ăștia pun accentul exagerat de mult pe calitate. Adică există un elitism. Predică un singur om care este expert, cântă doar o singură trupă, cum zic ei, care este pregătită până în dinți și poate chiar plătiți duminică de duminică. Însă în extrema cealaltă, la noi, cântă oricine și pregătirea nu contează deloc. Oare n-am putea să mergem aici la Scripturi, cine are, cine poate, să dea mai mult pentru Dumnezeu? Amin. Sunteți de acord cu asta? Amin. Zicem amin. Amin. Adică nu cred că trebuie să predice doar unul, e adevărat. Da, cel mai bun predice, dar nici să predice toată lumea. La noi la conservator trebuie să zică fiecare ceva. Frate, să supăr dacă nu-l pun. Nu mai vine la biserică. E și el ordinat, e și el în comitet și trebuie să zică și el ceva și dormim toți, dar el și-a făcut norma pe luna. Frații mei, Dumnezeu vrea să slujească cei care au ceva de dat în biserică. Nu mai onorați oameni. Se golesc bisericile. Ne stinge pentru că slujesc oameni nepotriviți la locurile nepotrivite. Cine are să ducă Domnului ce are, la calitatea maximă. Dumnezeu vrea să fie oameni pregătiți. Jertfa să fie întreagă. Amintesc de o întâmplare de aici din Banat, undeva, într-o biserică, s-a făcut o strângere ca și asta, de dimineața și ore trei s-au rugat, la final, masă. Și la meniu, supă de pui. Când s-a săgat adunarea, și-o des rolele la conducător, frate, prelungește că s-a stricat supă. Au mai tras cu niște cântări, cu niște rucăciuni, mai întins, o să zicem așa. Puneți alte găini și faceți altă supă. După vreo oră de tot așa, vine iar sora și frate, iartă-mă, s-o străca și supa. Asta a doua. Mai prelungiți cu niște cântări, că n-avem mâncare. La care Duhul Sfânt descoperă fratelui Ștefan Nea, care era acolo, că Duhul Sfânt m-a întrebat, a spus cumva în oală găini bechege? Bechege, adică bolnave? Și sora zice, da, frate, asta e problema. Aveam niște găini, șchiope, nu prea mai umblau, mă, dacă tot îi strânge de frățască, hai să dăm Domnului găină. Spus Domnul, o blestema supa asta. De două ori, Dumnezeu a făcut să se strice supa pe loc, dar el nu se poate. S-a stricat supa ca urmare a unui blestem Dumnezeu, pentru că au pus pentru Dumnezeu găina șchiopă și fără o aripă și care arată moarte. Dumnezeu să ne păzească de atitudinea asta. Cine are, cine poate, cine este dotat de Dumnezeu, cine are de la Dumnezeu un talent sau trei, sau cinci, sau patru, să folosească acești talanți, da? Talentul e prima parte, pregătirea. Slujești tu la capacitate maximă cu talentul sau cu talanții pe care ți-a dat Dumnezeu. Asta e o întrebare serioasă. Dai lui Dumnezeu maximul de capacitate? Te pregătești suficient? Investești? Sau slujești așa că ăștia, ce mai contează? La Dumnezeu merge și vita oarbă, că oricum Dumnezeu este bun. Iată că în această seară Dumnezeu ne spune, sunt un împărat mare pe pământ, spre Domnul. Este supărat, sunt un împărat mare, pretutindeni în lume. Numele meu este slăvit printre neamuri, se arde tămâie în cinstea numelui meu. Spune, sunt un împărat mare pe pământ. Este Dumnezeu un împărat mare pentru tine?
vii cu teamă la slujbă, cânți cu reverență, te pregătești pentru predică, că ești tu conștient că aici împărat este Dumnezeu? Oare nu merită El ce este mai bun din viața noastră, din tot ce facem noi pentru El? O, Doamne, fi lăudat! Amen. Și cu banii la fel. E o paranteză. Spre mama mea ne-au fost 12 frați. Model frumos. Că dacă nu luam prima dată din plicul cu salariul banii Domnului, nu mai ajungeau. Dacă ziceam, las că dau banii Domnului la sfârșit, nu mai ajungeau. Dacă scoteam prima dată partea Domnului din plic, da, 12 copii, un singur salar, nu știu cum se întâmpla că rămâneau bani toată luna. Îl cinstești tu pe Dumnezeu cu calitatea întâlnirea. Cel din tâi roade, nu în sensul temporal, aduc primul cartof, primul castravete, ci cel din tâi roade în sensul calității. Dai lui Dumnezeu făina albă, dai lui Dumnezeu timpul de dimineață, dai lui Dumnezeu timpul tău, te pregătești cu cele mai frumoase cântări, cu cele mai bune predici, îți faci timp, postești, investești în calitate. Dumnezeu pe tot să ne binecuvânteze. Iată două trăsături. Știe să cânte și cântă bine. Mergem mai departe. Ce mai găsim la David? Și cuvântul aici, așa ca o paranteză, o chestiune mai scurtă, când citesc portretul acesta, se convins că orice fată prezentă aici și-ar dori un astfel de soț. E bărbatul perfect. Dacă ți-ar spune că Domnul are pentru tine un băiat care știe să cânte, tare și voinic, auzi un pic și făcut, războinic, vorbește bine, este frumos la chip, ți-ar plăcea? Ți-ar plăcea. Ce cuvântul aici, așa aici, un lucru important, este frumos la chip. Ce se însemne asta? Poate spiritualizăm un pic. Văd aici un paralelism. Cântă bine și arată bine. În niciun caz n-aș vrea să spun că cei care cântă trebuie să fie Miss Cărpinii sau știu eu, sau în sensul estetic. Uneori chiar mi se pare că în trupele astea contemporane se cam aleg fetele cam mai mult după aspect decât după voce. Nu fac apropo la nimeni. Am pus întrebarea asta chiar la noi, măi, care sunt criteriile? Văd de multe ori trupele de închinare că sunt confundate cu un soi de concurs de Miss. Îs alese fetele cele mai indecente uneori, cele mai stilate, cele mai fashioniste, ca să nu zic altfel, uneori chiar cele mai dezmățate, să mă iertați. Și uneori mă jândesc că mă lau cu dechinat, da, 10 fete, una și una, zic, dar Dumnezeu mai dă darul cântării la una mai plinuță, nu? Chiar nu. Mi se pare că uneori selectivitatea în lumea asta a închinării moderne are legătură un pic și cu estetica. Am adus în biserică conceptul de vedetă. Adică, vedeta trebuie să fie totuși o persoană arătoasă. Ne plac persoanele care impresionează prin look. Lucrul ăsta este foarte păcubos. Și repet, dacă în lume toți cântăreții, toți actorii trebuie să arate bine în sensul estetic, fizic, exterior, în casa lui Dumnezeu nu ar trebui să importăm conceptul acesta. Biserica botează concepte păgâne. Fără să ne dăm seama, importăm din afară concepte lumești și selectăm uneori în funcție de asta. Nu vreau să mă refer la asta. Vreau să fac totuși o paralelă între cântă bine și arată cum cântă. Adică bine. E foarte important cei care cântă să arate cum trebuie. Amin? Amin? Amin. Nu poți să cânți bine și să arăți rău. E simțul estetic. Muzica are legătură cu estetica. Dar și ținuta are legătură cu estetica. Mai nu mă pricep la muzică contemporană, soția mea mică cu 10 ani ca mine și ea le cam știe pe toate. Tot ce mișcă pe YouTube. Toate piesele noi mi le arată, tot mai apărut ceva. Și unii îi spuneam, dragă, te rog pe ăștia, pune-i să cânte, dar nu mi-a arătat. Există foarte multe trupe care, dacă le-ai asculta, îi minunat. Dacă le și vezi pe YouTube, nu-ți mai vine să le asculți. Cântă bine, dar arată rău de tot. Adică muzica lui cu mâini, dacă vezi cum se îmbracă, îți pierde cheful de ascultat. Dragi tine, hai să ne păzim de conceptul acesta contaminat.
Că pentru a fi cântăreț relevant trebuie să ai creastă și bluși tăiați și toate nebuniile astea. Adică chiar asta e relevanța? Aici stă relevanța muzicii creștine, că arăți foarte modern, că îți faci o freză nu știu cum, că te îmbraci la limită. Noi nu avem nevoie de echivalentul vedetelor din lume în biserică. Este foarte important cum vă îmbrăcați voi, dragi fete mai ales și băieți care conduceți închinarea. O spun cu multă durere, dar să știți că fetițele mici de 10 ani, de 9 ani, de 7 se îmbracă cum se îmbracă cei care conduc închinarea. Este foarte ciudat. Adolescentele din bisericile noastre nu se îmbracă cum predică păstorul, ci se îmbracă cum văd vedetele pentecostale pe YouTube. De aceea trebuie să fim foarte selectivi. Cine cântă? Și cine cântă cum arată? Pentru că noi comunicăm mai mult decât cântare, închinare. Comunicăm chiar un mod de a fi în biserică. Îmi dați voie să fac un exercițiu de analiză sociologică? Și nu vreau să vă jignesc. Absolut deloc. Nu vorbesc de sus. Am observat, ca simplu musafir, că astăzi s-au cântat cu cordeluță și chiar fără nimic pe cap. Nu vreau să vă critic, pentru că și eu am la dej colecția mea de cordeluțe. Mâine am adunarea generală și urmează dirigenția. Asta e pe listă. Însă vreau să vă întreb, când a apărut prima cordeluță în biserici? Și cine a adus-o? Ați urmărit? Satan. Ce poate că Satan. Satan l-a fi pus. Nu știu. În urmă cu 10 ani, nimeni nu purta cordeluță. Nimeni, ascultați-mă, nimeni. Știți care a fost prima persoană? Cordeluța a apărut la Pentecostal când prima cântăreață celebră a îndrăznit să cânte la o evanghelizare cu cordeluțe. Și păstorul n-a zis nimic. După aia, mii de adolescente au copiat modelul și astăzi avem colecție. Putem face magazine întregi. Cine a fost prima? Știu și cine. Cântărețele penticostale de pe YouTube. Ele au fost primele care cu tupeu au cântat cu cordeluță, fără să ceară permisiunea. Și nu vreau să fac din asta teologia asta a, cum să spune, a textilelor, da? Nu zic, nu mă bag aici. Dar de unde au apărut? De la cântăreți. Foarte important. Mâine s-ar putea să mai bage ceva. Tot asta, de acum 10 ani, peste un an, doi, îndrăznește să cânte cu capul gol. Măi, da. Ascultați-mă, dacă nimeni nu zice nimic, urmează valul 2. Și vine și botoxul, și vine și mai știu ce, și o să ne trezim că exact cum arată cei de aici, va arăta biserica de mâine. Fetițele mele se vor îmbrăca nu cum zice tata, ci cum văd pe YouTube. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Să păstrăm un echilibru sănătos. Dragi cântăreți și cântărețe, nu mă consider legalist, dar cine cântă bine, trebuie să și arate bine. Amin. Noi suntem stăiți, mai ales aici în față. Probabil că unele fete chiar nu înțeleg. Dar natura omenească e extrem de păcătosă. Mai ales multe de vești negative din mediul evanghelic ne fac să ne gândim și mai mult. Că până și cei care sunt la altar sunt vulnerabili. Ascultați-mă. Indecența este un păcat mare. Nu mă refer la modă, la faptul că e mai modern sau mai învechit, mai cu flori sau mai cu galben, că se poartă alb sau negru, că ești cu gust sau fără, și la faptul că ești indecentă, la faptul că expui părțile trupului, ești o provocare. Au fost situații când eu nu m-am simțit deloc confortabil în biserică. Invitat la o evanghelizare undeva, în fața bisericii cânta o domnișoară cu o fustă cu două palme peste genunchi. I-am spus la păstor, frate, păstor, în viața mea n-am gândat așa de mult cu ochii închiși, cu mâinile pe sus. A zis, nu a fost Duhul Sfânt, mi-a fost rușine să mă uit la aia care conducea închinarea. Băi, frate, zice, lasă-mă, zic, băi, ai grijă ce faci. Mi-era prieten, omule, nu mai chema așa cântăreț. Mi s-a părut extrem de penibil. Nu te puteai uita la cea care conducea închinarea. Frații mei, repet, fraților, biserica nu este concurs de frumusețe.
Nu ne talăm hainele, nici trupul, nici formele, nici nebuniile. Biserica este locul în care trupul se ascunde. În care încercăm să lăsăm ca Duhul să lucreze și firea să fie răstignită, nu provocată. Cine cântă bine, să arate bine. Și cine nu arată bine, să nici nu cânte în biserică. Domnul să ne binecuvinte. Hai să punem sâta aia de astăzi. Să încercăm să păstrăm altarele lui Dumnezeu curate. Și din punctul acesta de vedere. Zicem amin? Amin. Și surorile. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Știe să cânte, cântă bine, arată cum trebuie. Și cuvântul aici, tot legat de bine, vorbește bine. Vorbește bine. Dragi tineri, adolescenți, băieți și fete, muzica vorbește. Muzica are un mesaj foarte puternic. Muzica este una dintre cele mai puternice arme ale bisericii. O, dacă am înțelege cât de mult comunică muzica. Spunea cineva că, de fapt, generația tânără are teologia cântărilor, nu teologia predicilor. Ce cântăm astăzi va fi teologia de mâine. Și pun o întrebare serioasă. Care sunt cuvintele? Care sunt mesajele pe care cântările generației noastre le are? Cât sunt de biblice? Cât sunt de ancorate în cuvânt? Cât sunt de serioase, de solide? Cât sunt de în acord și cu literatura și cu limba română? Dragii mei, este foarte, foarte important să cântăm cântări care vorbesc bine. Din păcate, sunt printre noi cântări foarte slăbuțe. Fără mesaj. Și nu uitați, dragi adolescenți, pasionați de muzică, pasionați de ritm, pasionați de tot ce înseamnă poate chiar vizual. Mesajul este cel mai important element al unei cântări. Amin? Amin. Chiar dacă ne place muzica și, într-adevăr, este născută în noi, ne place frumosul, simțul estetic este dezvoltat, este pus de Dumnezeu, dar este foarte important în biserică muzica să aibă un mesaj sănătos. Amin. Și să știți că aici nu sunt de acord cu ideea că muzica nouă e slabă și muzica veche a fost bună. În aceeași măsură am analizat cântările vechi ca cele noi, în aceeași măsură avem rebuturi, efectiv, rebuturi teologice în toate genurile muzicale. Când eram copii, se cântau niște cântări plângăcioase, triste, fără speranță, nimic tu nu poți face, cu starea ce o ai, nu sunt cercetat și mă simt îngrijorat, oare nu sunt și eu lepădat? Păi ce cântări sunt astea? În biserica tradițională, conservatoare, lipsea lauda. Erau cântări de jale în care ne plângeam stările noastre, erau mai mult mioritice decât biblice. Semănau mai mult cu miorița decât cu psalmii. Adică ne jăleam, ne cântam, cum zice pe la Ardeal, și vai de mine ce grea e viața și oare când a venit Domnul. Frații mei, astea nu sunt cântările Sionului. Am văzut cântări cu acordeon vechi, populare, care n-au mesaj. Și am văzut cântări de închinare moderne care au mesaj. În toate genurile muzicale există melodii inspirate, melodii care vorbesc și vorbesc bine, și există melodii care nu vorbesc nimic. De aceea este foarte important ce alegeți atunci când conduceți cântările. Am o luptă permanentă cu grupul de la Deji. Îi cer constant. De ce ai ales cântarea asta? De ce ai început programul cu asta? De ce începi o cântare de învățătură? De ce începi o cântare de mărturisire? Începe cu una de laudă. Venim la biserică și la ora 9, primul lucru, sau la 6, începe o cântare care a distrus tot programul. Păi nici n-ai știut să începi. Sunt lideri, am spus, eu cred despre lideri, am spus că tu nu postești, tu nu te rogi și tu nu ceri călăuzire când conduci cântările în biserică. Și dacă nu schimbați ceva, schimbă în grup. Eu când vin la biserică, am pretenția ca cel care este în față să mă conducă în închinare. Nu știu ce cântări alege. Nu mă interesează gusturile lui. Poate să cânte în orice gen. Dar vreau să simt prezența lui Dumnezeu și să fiu condus spre un mesaj. Cântările trebuie să aibă o logică, o ordine. Trebuie să aducă la un mesaj.
De foarte multe ori, cei mai mulți lideri de închinare, ca așa se zice acum, nu se gândesc deloc dacă măcar au o legătură cântările a două, trei între ele. Ce vreau să comunic cu cântarea asta? A doua, cu ce se leagă de prima? Unde mergem și unde, spre ce ne îndreptăm? Adică cântăm să fie cântat. Cântarea a ajuns un fel de pauză publicitară în biserică. Să fie un pic de zgomot până mai ne scotorocim la colectă să căutăm banii. Ori cântarea nu este pauză publicitară. Cântarea trebuie să aducă mesaj. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Și aici ar putea fi multe aplicații, dragii mei. Legarea asta vreau să vă dau câteva, eu sunt cu aplicațiile, că Biblia o știm toți. De Avram, de Moise, când de aplicații, ne cam temem să spunem pe nume lucrurilor. Primul rând, aș vrea să vă sfătuiesc, dragi tineri, talentați, inteligenți, să compuneți mai mult. Românii evanghelici, părerea mea, că suntem niște complexați, niște maimuțoi, niște papagale ai americanilor. De când ne-am născut, de 100 de ani, tot ale lor le cântăm. Că și alea vechi tot de la ei. Și alea din harfele vechi sunt tot traduse. Dragii mei, vă dau o veste bună. Duhul Sfânt vorbește limba română. Credeți asta? Noi nu putem compune și noi. Bucuria și mândria mea, dacă pot să spun așa în ghilimele, este că la Dej noi producem muzică constant. Compunem foarte mult. Le-am spus, lăsați traducerile, lăsați copiatul. Mie nu mi se pare o mare realizare că ai fost primul care o tradus nu știu ce cântare de la americani. Și dacă o tradus-o primii baptiste sau ăia, ăia zna măroane. Să traduci e simplu. Eu cred că Dumnezeu vă cheamă să aveți mai multă încredere în faptul că Dumnezeu poate să pună în voi dar de compoziție. Eu sunt predicat-o și am compus. Spun 10 ani deloc. Și am cântări compuse care se cântă în biserică. Una cel puțin. Și frații mei au foarte multe cântări compuse. Nu suntem niște talente grozave. Dar credem că Dumnezeu ne cheamă să compunem. Numai cu 20 de ani aveam discuția asta la Elin Timișoara cu niște tineri talentați care compun. Sunt cunoscuți pe YouTube și astăzi. Și ne-am propus ca viziunea generației noastre să compunem mai mult și să traducem mai puțin. Amin. Amin. De asemenea, dacă tot traduceți, traduceți bine. Mie mi se pare un pic greu de exprimat ce simt când au traducerile moderne, aia cu 10.000 motive în top, parcă suntem unguri sau nu știu ce, ruși. Încercați mai mult dacă tot traduceți, da? Aia cu 10.000 motive poate găsiți o rimă mai bună, că nu sună românește. Am văzut greșeli și pe proiector astăzi, inimaginabilă, la gramatică. Cred că ar trebui să vă preocupe mai mult limba română. Era o greșeală care am văzut-o, n-am văzut-o în viața mea. Am zis că mă gândeam în stânga aici, dacă intră Eminescu în viat, moare a doua oară. Cât de rău scriem, cât de rău traducem, cât de rău ne exprimăm în limba română. Generația TikTok-ului, generația telefonului are nevoie, nu numai de Dumnezeu, ci de puțină școală de limbă română. Pe măsură ce suntem imersați în social media, în rețele sociale, de fapt, limba română este tot mai tronchiată, tot mai ciopățită, tot mai spălăcită. Limba română e pe moarte, e în pericol de dispariție, adevărata limbă, la felul în care scrieți dumneavoastră pe telefoane. Haideți să înțelegem că la biserică trebuie să cântăm Dumnezeu într-o limbă elegantă. Într-o limbă română adevărată, dar nu cântăm ca în mahala. Manelele sunt una, acolo se cântă oricum, în biserică se cântă într-o limbă frumoasă. Pentru că Dumnezeu iubește frumosul, Domnul să ne binecuvinteze. Ce mesaj aduc cântările tale? Cântările trebuie să comunice, să vorbească bine, să traducem bine, să avem cuvinte frumoase. Psalmul 47:7 spune, cântați Domnului o cântare înțeleaptă. Ce-o fi cântarea asta înțeleaptă? Efeseni capitolul 5. Cântări de laudă și cântări duhovnicești. Cele de laudă sunt cele care îl proslăvesc pe Dumnezeu. Cele duhovnicești, cele înțelepte, sunt cele care aduc învățătură. Cântările nu trebuie doar să laude pe Dumnezeu. Cântările trebuie să aducă învățătură. Puneți în cântări teologie solidă.
Puneți încântări în mesaje biblice adânci. Căutați Scriptura să se vadă încântările noastre, că e cuvântul lui Dumnezeu, că sunt scăldate în cuvânt, sunt înrădăcinate în cuvânt, sunt pline de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și vreau să-mi rezerv ultimul sfert de oră pentru cea mai importantă calitate. Dacă n-ar fi ultima, toate celelalte ar fi zero. Hai să reluăm portretul, da? Știe să cânte, tare și voinic, războinic, vorbește bine, arată bine. Și ultima? Domnul este cu el. Asta încununează tot. Și fără asta nu este nimic. Dacă ar fi să aleg, frate Emiu, dar angajează sunt director de muzică, noi avem un deja angajat. Dacă ar fi să-mi aleg astăzi unul, oare la care aș face compromis? Am ajuns la o concluzie. Am slujit cu artiști cu doctorat în muzică și în epocăință. Mă gândesc special la cineva acum în mintea. Mi-am mâncat zilele. Și am slujit cu amatori care știu, dar nu atât de bine. Îs pregătiți, dar nu atât de mult. Dar Domnul e cu ei. Și vreau să vă spun ceva. Prefer de 100 de ori. Mi-am propus ca viziune pentru pastorație. Cât voi trăi să comunic și să lucrez în echipă cu oameni care l-au pe Dumnezeu. Amin. Prefer un artist mai slăbuț, dar plin de Duhul Sfânt, decât un om care cântă bine și firesc. Pentru că, dragii mei, dacă este o pacuste, este pacuste asta. La altarele noastre au pătruns oameni cu talent, dar superficial din punct de vedere spiritual. Dacă se diluează în anumite domenii cântarea, în anumite biserici, dacă chinarea e superficială, este pentru că au pătruns în față oameni cu școli, oameni cu note, oameni cu talent, oameni care au de toate, arată bine, dar nu l-au pe Dumnezeu cu ei. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze cântăreții bisericilor noastre. Amin. E important să fie Dumnezeu cu tine. Amin. E important să-L cunoști pe Dumnezeu. Uneori mă duc la biserici și în față este câte un grup de închinare, de mulți adolescenți. Mă uit la ei, ne conduc. Și mă întreb, unde? Unde? Unde ne conduc? La rugăciune, faptul să uită pe pereți. A zis, Doamne, unde mă conduce copilul ăsta? Nu e născut din nou. Nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Dar el mă conduce. Cum să mă conduci în prezența unui Dumnezeu pe care nu-l cunosc? Avem așa o strategie foarte periculoasă. Frate, e copil, e copilul păstorului, copilul nu știu care, diacon. Trebuie să crească și el în biserică. Dar nu mi se pare normal să fie pus să conducă închinarea. Există biserici în România în care nu cântă decât cei botezați. Știu că e riscant, știu că sunt întrebări, până la ce vârstă e copil, însă, frații mei, am ajuns să tolerăm oameni nenăscuți din nou și chiar nepocăiți, că asta este, frate, poate că se va pocăi. Eu cred că cine conduce închinarea trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Amin. Domnul este cu el. Amin. Când cântă el, se coboară Dumnezeu, are o relație cu Dumnezeu, se roagă, îl văd plin de viață, cântă cu inimă, lăcrimează, ridică mâinile. Nu avem nevoie de profesioniști care să nu-L cunoască pe Dumnezeu, ci de oameni care să cunoască cine este Dumnezeu. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Dragii mei, Dumnezeu iubește neprihănirea. Psalmul 33 cu 1 ne spune frumos ca un principiu. Acum, la final, punem cireacă de pe tot, lucrurile spirituale. Poate ați zis la început, mă, ce predică firească, talente, pregătire, școli, dar fără asta nu se poate. Aici, dacă vreți, temelia, spune că oamenilor fără prihană, deșa de bine cântarea de laudă. Am o rugăminte, dragi băieți și fete, dacă știi că nu ești curat, nu te mai împiedica de capul pe aici, pe față. Fiți sinceri cu Dumnezeu. Și eu am fost tânăr. Și eu am avut alunecări
am avut căderile mele, dar aveam o frică de Dumnezeu. Nu mergeam la fanfară, că știam că-s vinovat. Mi se pare că în această generație, din mărturisirile primite, nu sunt acuzator. Există o oarecare relaxare. Frate, toți se masturbează. Toți se masturbează. Fals! Fals! Și zici, mă, și ăla se uită. Nu! Frații mei, cine se uită să nu cânte! Nu poți să-ți permiți să vii aici. După ce sâmbătă seara, dacă mai fără la duminică, te-ai uitat la mizerie. Este inacceptabil. Neprihăniților, așa de bine. Am discutat cu tine și îmi spunea, frate, vreau să mă mărturisesc. Și îmi spune, și îmi spune ce îmi spune. Și zic, da, nu te supăra. Nu tu ai dat îndemn în seara asta. Bă, da. Păi nu ți-i rușinea. Pe oameni nu-i cert, dar mărturisesc. Pe asta l-am certat. Frate, am, dar nu tu ai condus închinarea, domnișoară? Ba da, păi nu ți-e rușine. Frații mei, când cântăm în adunare, trebuie să fim curați. Dacă cineva se curăță de acestea, zice Pavel lui Timotei, în 2 Timotei 2,20, va fi un vas de cinste. Care e condiția? Să te curățești. Domnul este cu el. Dumnezeu așteaptă, dragi tineri, calitate spirituală la închinare. Nu doar muzicală. Nu doar în ce privește exteriorul. Știu că în exterior suntem bine regimentați. Nu prea să iese în față cu la noi. Dar Dumnezeu se uită dincolo de ce se vede. Trebuie să fie o relație cu Dumnezeu între cântăreți și Dumnezeu. Poate că într-un fel problema asta e și un pic arhitectural. Să mă iertați că vin la voi și vă dărâm biserica din prima zi. În general, la penticostali, biserica are un nivel, cântăreții au alt nivel și predicatorii au alt nivel. Noi comunicăm un mesaj și prin arhitectură. Adică în biserică poți să fie aproape. Oricum, la cântare un pic mai pocăit și la predică ăștia trebuie să fie cei mai pocăiți. Sus de tot. Hai să dărâmăm treptele astea. Dumnezeu are un singur standard de sfințenie. Nu vă cer să dărâmați biserica, dar din minte dărâmați-o. Dumnezeu are un singur standard de pocăință. Pocăința de la amvon trebuie să fie pocăința de la fanfară. Aud mereu, mă, țara, e adevărat că fumează, da? La trombon, la tobe, acolo în spate, la orchestră. Nu, frații mei, nu. Cine slujește lui Dumnezeu trebuie să fie curat. Dumnezeu să dea sfințenia aceasta. Și Domnul este cu el. Mă uitam la ce spunea cuvântul Domnului despre sfinții care au cântat în vechime. Sunt multe de spus în 1 Cronici 25. Acolo îi se descrie un episod fantastic. În vremea lui David, cântăreții erau angajați. Noi încă ne tragem de șiretul dacă plătim sau nu păstorul. Ăștia plăteau și corul. Trăiau dintr-un sistem social de asigurare național. Toată țara ducea zeciuielile și trăia și preotul, trăia și levitul și trăiau toți coriștii de la templu. Și angajau coriști. M-am imaginat cum au fi fost la selecție. Spune cuvântul că printre cei selectați au venit 3 familii. În 1 Cronici 25:1 spune cuvântul așa. Și vreau să văd, în final, pe cine o ales Dumnezeu să cânte în templu pe vremea aceea? Pe cine? David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiile Asaf, Heman și Edutun. 3 familii. Care proroceau întovărășiți de harpă, de alăută și de chimbale. Vă dați seama ce standard înalt a fost atunci? Trebuia să știi să cânti la instrument și să prorocești. Nu prorocești, nu cânti la cor. Dacă îmi pune astăzi sânta asta de azi, mai avem corul. Nu prea. Deci da, erau plătiți, erau dedicați, dar erau folosiți de Dumnezeu cu daruri deosebite. Și spune mai jos despre Heman. Heman ăsta avea 14 fii și 3 fete, 17, cu 2 părinți, 19. Îmi imaginam ce-o fi zis comisia la admitere, dar vine unul cu 17 copii să-l angajeze. E complicat. Că toți fii lui Heman, care era văzătorul împăratului, sunt 5, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui. Foarte important. Ordinea asta. Care era slujba lui? Să descopere împăratului cuvintele lui Dumnezeu
și să înalțe puterea Lui. Ce învățăm de aici? Că altfel îi cânți când îi cunoști puterea. Îmi doresc mult în veacul 21, în bisericile noastre, să cânte oameni care cunosc puterea Lui Dumnezeu. Oameni născuți din nou. Oameni care umblă cu Dumnezeu. Dar deja am avut o dorință mare. Doamne, bazat pe versetul ăsta, am predicat cu 7-8 ani în urmă, nu mai știu exact. Când vreau să-l visul meu, ca tot corul să fie botezat cu Duhul Sfânt. Că prea mulți dintre ei sunt doar artiști. Că Dumnezeu în 4 ani, cred că, a botezat cu Duhul Sfânt 250 de persoane. Aproape toate grupurile de închinare, excepția la 1 sau 2, toți cei care cântă în față, aproape toți coriștii, sunt botezați cu Duhul Sfânt. Și începe stăvâința iarăși. Anul trecut am făcut 3. Acum, în februarie, avem încă una. Pentru că vreau, la altarele Domnului, să slujească oameni plini de Duhul Sfânt. Oameni care cunosc puterea, oameni care laudă pe Dumnezeu ca unii care cunosc mărirea. Cum cânți? Pune poza asta lângă tine și vezi. Seamănă? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți acum să ne ridicăm în picioare. Vreau să ne rugăm pentru toți cei care cântă în bisericile noastre. Dacă sunt aici cântăreți care și-au permis să cânte în timp ce au trăit în păcat, mă rog ca Dumnezeu să-i cerceteze cu pocăință. Amin. Dacă trebuie, dă-ți demisia. Spune păstorului că de azi nu mai cânți. Lasă ideea de nevoie, că n-are cine. Are cine. Dumnezeu are oameni sfinți. Trebuie să ne rugăm, Domnul, pentru cei care cântă. Domnul să-i boteze cu Duhul Sfânt. Amin. Domnul să le dea daruri. Amin. Eu îmi doresc un cor de proroci la deși. Toți cei care cântă să cunoască puterea, să aibă vedenii, să vorbească în limbi, să prorocească, pentru că lucrarea spirituală e mai importantă ca cea artistică. Da, am început cu aia. Dar am terminat cu ceea ce contează mai mult. Domnul este... Amin. Trebuie să ne rugăm Domnului.